Prefectura Mehedinți va începe să distribuie etichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuții primăriilor din județ care au depus liste cu persoane eligibile pentru acest ajutor. Valoarea ajutorului pentru nou-născuți este de 2000 de lei, iar banii vor putea fi folosiți pentru cumpărarea de produse specifice trusoului pentru bebeluși. Ca urmare a contextului dificil creat de pandemie, considerăm că una dintre categoriile cele mai afectate este cea a mamelor și în acest sens guvernul Ciucă vine cu un ajutor bănesc de 2000 de lei, ajutor bănesc care vine în sprijinul mamelor din județul Mehedinți și în acest sens prefectura transmite către unitățile administrativ-teritoriale 124 de carduri cu suma de 2000 de lei ce poate fi cheltuită pe parcursul anului 2023 până la finalul anului calendaristic în vederea achiziționării obiectelor de toaletă, de igienă și de vestimentație atât pentru mamă cât și pentru nou-născut. Beneficiarele acestui program sunt stabilite prin Ordonanța de Urgență 113/2022 și de acest ajutor bănesc beneficiază mamele care au venitul minim garantat stabilit prin dispoziția primarului, mamele care se află în situații temporar critice de viață, mamele care au dizabilități, mamele singure, mamele minore și mamele care nu au acte de identitate. De asemenea, pentru stimularea natalității, în municipiul Drobeta-Turnu-Severin se acordă trusoul primul copil, mamelor care se află la prima naștere. La nivelul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, alături de consilierii locali liberali ai Partidului Național Liberal, am propus în 2019 o hotărâre de consiliu local care prevede tot la fel stimularea natalității la nivelul municipiului Drobeta-Turnu-Severin prin acordarea unui trusou primul copil l-am denumit pentru mamele care se află la prima naștere din municipiul Drobeta-Turnu-Severin. Iată că deja acest proiect de hotărâre de consiliu local se aplică la nivelul municipiului Drobeta-Turnu-Severin de 4 ani de zile, iar la nivelul anului 2022, spre exemplu, am avut 34 de mămici care au primit acest trusou din partea primăriei municipiului Drobeta-Turnu-Severin prin Direcția de Asistență Socială. Iar la nivelul anului 2023 până la acest moment avem un număr de 19 trusouri care au fost acordate pentru mamele care au născut la nivelul municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Condițiile de acordare ale primului trusou se referă la faptul că mamele se află în primul rând la prima naștere, în al doilea rând să aibă domiciliu sau reședința pe raza municipiului Drobeta-Turnu-Severin, nașterea să aibă loc în incinta blocului materno-infantil din cadrul Spitalului Județean de Urgență Drobeta-Turnu-Severin, iar părinții nou-născutului să nu figureze cu datorii la bugetul de stat sau bugetul local al municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Acest trusou primul copil conține toate cele necesare unui nou născut în primele zile, în primele săptămâni de viață, geantă, salopetă, pantaloni, bari și așa mai departe, tot ceea ce este necesar pentru un nou născut. Conform autorităților, trusoul primul copil se va acorda anual finanțarea asigurându-se din bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției de Asistență Socială Drobeta-Turnu-Severin.